Proverbul omul sfințește locul se potrivește de minune primarului din Comuna Căzănești Aurel Popescu. Acesta a câștigat alegerile în luna septembrie 2020, iar în doar câteva luni de zile a demonstrat că se poate face administrație în folosul cetățenilor. Proiecte ample vor fi implementate anul acesta. Cunoscut drept un om implicat și un bun profesionist, Aurel Popescu a luat în piept toate problemele pe care comunitatea pe care o conduce din 27 septembrie 2020 le are. În doar câteva luni de zile, acesta a reușit să rezolve una dintre cele mai importante probleme ale locuitorilor Comunei Căzănești, problema salubrității din localitate. Gunoiul nu s-a luat niciodată până în prezent, pe timpul vechiului primar. Sunt sunt văile și ogașile pe acolo pline de gunoi. Înainte, cetățenii le aruncau pe anumite porțiuni, după cum se vede, pe toate drumurile, pe toate ogașele, sau parte din ei, de frica a poliției, de frica cum făceam și eu, dădeam foc mai departe de casă acolo. De la venirea noului primar, oamenii cetățenii Comunei și ai statului Gârbovățul de -a sus au primit pubele de gunoi și în fiecare mercure se ridică gunoiul, de la fiecare în săculețul tare. Comuna Căzănești va deveni un șantier în lucru, așa cum cetățenii și-au dorit în ultimii 24 de ani. Foștii Edil nu au acordat niciun fel de importanță nevoilor și cerințelor locuitorilor de aici. 27 septembrie pentru noi a fost o lună de aur, prin schimbarea fostului primar. Pentru că dacă n-a făcut nimic, 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 ce să facem? Trebuie să. să, Cetățenii s-au trezit, s-au trezit la realitate și au votat pe cel care ne, 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 ne satisface cerințele. De asta primarul. Primarul trebuie să fie un gospodar, nu al meu, al. al al tuturor cetățenilor Comunei Căzănești. Pentru bunăstarea cetățenilor și creșterea nivelului de trai în comunitate, primarul din Căzănești, Aurel Popescu, își dorește ca în acest an să implementeze proiecte ample. Asfaltarea drumurilor sătești este una dintre principalele priorități la nivel local. Având în vedere că totuși trecem printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al finanțărilor, mi-am propus să fac o prioritizare a obiectivelor pe care eu le-am avut în vedere pentru a le realiza pentru comunitatea pe care o reprezint. Și aș enumera ca și o prioritate implementarea proiectului de dezvoltare locală pe programul PNDL2, finanțat încă din 2017, dar care nu a fost. Implementat și nici măcar nu a fost scos spre a fi achiziționat constructorul care să-l ducă la îndeplinire. Am reușit, după venirea mea la conducerea acestei comune, să închei o prelungire a acestui program de finanțare până la 31 decembrie 2022. Sper ca în primăvara anului 2021 să înceapă procedura de achiziție de pe sistemul de achiziții publice pentru a stabili constructorul și a proceda la implementarea proiectului privind aducțiunea de apă și canal pentru 17 km în cadrul comunității. De asemenea, condițiile deplorabile în care tinerii comune învățau vor fi date uitării. Este un proiect de finanțare din aceeași perioadă care la fel nu a fost finalizat și practic este în curs de desfășurare sub aceleași aspecte care le-am prezentat pentru proiectul expus mai înainte, pentru reabilitarea școlii generale din Comuna Căzănești. Prin această reabilitare vor fi aduse grupurile sanitare în incinta clădirii, prin modernizarea lor cu apă curentă, așa cum sunt normele europene și cum este și normal să fie în perioada anului 2021. Totodată și pietruirea anumitor ulițe și construirea podețelor reprezintă o prioritate în acest an, fiind un prim pas pentru ca cetățenii să beneficieze de o infrastructură rutieră modernă. Comuna Căzănești sub conducerea primarului Aurel Popescu va cunoaște o dezvoltare rapidă pentru un trai mai bun al locuitorilor din zonă.